Hai, salutare oameni buni și bine v-a regăsit la o nouă reacție. Înainte de toate, am fost ieri până în Pepco și am găsit un mesaj foarte funny pe un tricou și anume orice naș își are nașul, chiar și papa are un naș și se numește Papa Naș. Foarte funny. Bun, avem o sugestie de la Cristina să facem reacție la Satoshi și dacă mâine nu mai vine. O să fie o piesă foarte deep, o piesă cred că cu foarte mare greutate. De ce nu merge să dau copy-paste? Ia să vedem. Hai să vedem dacă mâine nu mai vine. Omul ăsta e, nu știu, are un dar foarte mare. Foarte, foarte mare. Așa, Satoshi și Tenso. Ok. Hai să vedem. Satoshi Tenso, text Satoshi. Am zis de la cine vine sugestia, de la Cristina. Cristina, nice. Noroc, Maniuc. Da, cu Maniuc. S-a trimis un bip Telegram, ia uite. Și dacă mâine nu mai vine, o să mă plângă careva, Eu v-am spus. Eu v-am spus. Hai să mut un pic camera asta. Și dacă mâine nu mai vine, o să mă plângă careva, ia, ia. Ar pomeni oare de mine, că am trăit și eu cândva. Și dacă mâine nu mai vine, yeah. Îți dai seama să faci o astfel de piesă la vârsta lui? Îți pui o astfel de întrebări la vârsta lui. O să trăiesc astăzi așa, să mă pomeniți de bine, să las ceva în urma mea, deci piesa asta nici nu știu unde, în ce stil de, în ce gen de muzică aș putea să-l bag, nu știu. Da, într-un fel sau altul, cred că prinde foarte mult în club piesa. Și dacă mâine nu mai vine, o să mă plângă careva, ia, ia. Ai pomeni oare de mine, că am trăit și eu cândva. Mă duce gândul acasă, la poartă, o gradă, ce dulce e timpul. Nu gustăm din grabă, cântă cuciu. Al tuturor deodată răscruce destinul, păcatul în roată. Duce gândul acasă, la poartă, o gradă, ce dulce e timpul. Nu gustăm din grabă când te cuci. Ima al tuturor deodată răscruce destinul, păcatul în roată. Piesa asta e foarte, foarte bună, men, să-ți dai un reset. Foarte, foarte bună, știi? Să te rup de toate și să asculti piesa asta, știi? E ceva wow. Poți să faci cumva, știi, dacă cumva te pune pe gânduri să dai tot ce poți din tine ca să, pentru că nu știi dacă mai ai o zi, dacă mai ai o zi lăsată de Dumnezeu, pentru că nu ai de unde să știi câte zile ai. E și bine să-i mulțumești Dumnezeu pentru că ți-o dat o nouă zi în care poți să faci o grămadă de lucruri. Da. Dar e o piesă foarte, foarte bine gândită. Da, foarte, totodată foarte, foarte motivațională, să zic. Când nu se vede că rar, eu vreau să fiu lumânar, care să prinde mai tare când merg cu alții pe-n drum. Să nu ne temem de nimeni atunci când facem un bine.
că mâine nu mai vine. O să mă plângă careva, ia. Ar pomeni oare de mine că am trăit și eu cândva. Și dacă mâine... Deci de-aia e bine să n-ai, nu ai bariere. Nu mai vine. O să trăiesc astăzi așa. Cât de tare, cât de tare. Cine a făcut clipul e foarte smart. Foarte smart. Video production, Beer Films. Directed Dope Color, Roman Burlaca și edit Roman Burlaca, Eugen Doreac. Felicitări. Wow. Foarte tare. Deci nu vreau să vă gândesc, frate, la un concert când spune Satoshi. Și dacă mâine nu mai vine, bang, publicul. Mai departe. O să mă plângă cineva, ia. Wow. Foarte smart. Foarte smart. Da, așa că... trăiți viața la maxim pentru că nu se știe niciodată și apreciați ceea ce aveți și fiți recunoscători pentru că altfel nu ai cum să primești mai mult. V-am pupat, oameni buni. Bineînțeles. Like, share, toate cele. Dacă nu, dislike. M-am pupat. Pace. Okay.